Salutare lumea, eu sunt Colpir și bine v-am găsit la un nou episod din Survival cu Colpir. Și am realizat că eu n-am sabie. Eu episodul trecut nu mi-am făcut sabie, deci pur și simplu nu eram deloc îngrijorat că voi da peste un mob sau ceva. Oricum ce-i drept, dacă dau cu toporul, dau mai mult damage decât cu o sabie. Vedeți, 9 attack damage, deci destul de bine. Așa, și aparent am viața scăzută puțin din cauza că am fost să culeg niște clay și m-am înecat puțin, dar ok. Ia să vedem noi ceva. Am zis că deci la de cât de am auzit de foarte multe ori că am zis achievement și chestii de genul și de data asta nu mai vreau să zic în episodul ăsta așa de multe ori. Bun. Deci avem aici 4, da? Și acum dacă mâncăm ăsta, trebuie să avem 5. Să vedem dacă da, 5. Funcționează bine, totul e ok. Nu știu dacă am mâncat pește, ce-i drept. Știu că n-am mâncat carne de vită, carne de porc, de pui și toate alea. Bun, și ultima dată știu că minam jos și chestii de genul, așa că hai să ne teleportăm până jos puțin. Am minat ceva, nu foarte mult, dar în schimb mapa asta e foarte, foarte foarte, foarte, foarte norocoasă. Deci în aceste două, trei locuri am găsit diamante. Deci nu puteam să fiu mai norocos de atâta. Și am zis că să păstrăm momentul să luăm diamantele cu videoclipul, gen. Înțelegeți voi. E ceva de YouTuber, clar. Bun, hai să vedem primele diamante. Aud zombie. Poate ne facem și o sabie acum că na. De ce nu? Pac, 1 diamant, 2, oh, perfect, 3, 4, 5, 6 și ne-am scos cu 6 diamante așa lejer. Să luăm și redstone-ul pentru XP. Și aud foarte mult zombie, poate, deci eu mă gândesc seria asta să facem și de-alea mob farm-uri și chestii. Eu nu mai știu să le fac, dar voi învăța pe parcurs și na, sau am să încerc. Ar fi amuzant să încerc cu propria mea gândire de redstone să încerc să fac eu mob farmul, adică să vin eu cu o idee. Bun, și aici câte avem? Cred că avem 4 aici. Nu-i rău, nu-i rău. Și 4 e bun. Și mai avem într-o parte. Deci când am văzut că dau în continuu, aici nici n-am mers 2-3 pași și am dat peste diamante. Probabil la cât noroc am avut să iau diamantele astea, probabil n-o să mai am norocul ăsta în curând. Deci să mă mulțumesc cu aceste 16 diamante și cam atâta. Nici n-am săpat 2 metri și am dat peste diamante. Da, 16 diamante. Ia să luăm și restul ăsta. Să vedem ce facem cu ele. Da, și astea sunt resursele pe care le-am mai cules în episodul trecut, gen, fără să filmez. Nu foarte mult, dar în schimb mult, mult redstone. Și iron avem și sus, că am mutat și sus. Deci, primul advancement, schimbăm puțin, știți, au fost, pe ziua de azi, au fost obținerea unui diamant. Am putea face o armură de diamant, dar nu știu dacă vreau momentan o să facem clasicul pickaxe și clasica sabie și să păstrăm încă două pentru enchanting table. Și acum hai să mai îndeplinim misiunea asta. Facem un scut. Luăm niște lavă. Poate minăm și niște că aveam lavă jos de asta și asta nu putem să facem azi. Mă rog, hai să facem scutul ăla. Cum se făcea? Cred că așa ceva de genul. Să facem scutulețul. Pac. A, nu, cred că trebuie să blochez. Ia să mă uit. Cred că trebuie să blochez. Așa, bun. Deci trebuie să vină un nenea schelet. Și eu să-i fac pac, ca în seria mea de ultra hardcore. Da. Bun. Deci, hai să facem o mică sabie. Pentru că tot n-am avut sabie. Și să facem și un pickaxe. Perfect.
E, hai să lăsăm asta să-l terminăm totuși, să punem astea aici. Bine, mă organizezem. Practic am putea să facem, dacă stau să mă gândesc, am putea să facem o armură de diamant, dar nu știu dacă vreau. Am făcut două bucketuri pentru că vreau una să o pun cu apă și una cu lavă, pentru că ăsta e challenge-ul. Bun. Chiar e foarte amuzant să joci așa Minecraft-ul, e mai palpitant. Bun, hai să mergem jos. Aici știu că era lavă. Și să văd dacă pot să iau. Opa, am luat. Perfect. Așa. Am luat lava, dar nu cred că pot să fac obsidian acolo, doar dacă urc puțin în sus și caut lavă. Mă mai gândesc. Să văd ce facem în continuare. M-am gândit că poate trebuie să explorăm puțin, pentru că dacă stăm într-un loc în continuu, nu evoluăm. Așa că hai să vedem ce găsim în această lume frumoasă. Mai întâi să spawneze, bineînțeles. Până acum doar sugar cane. Nice. Genial locul ăsta. Chiar genial. Ar merge bine aici o bază. Nice. De asta îmi place mie Minecraft-ul. Are niște locuri geniale câteodată. În sfârșit am găsit ce-mi doream. Și practic n-am făcut... A, nu. Ice Bucket Challenge mai încolo. Trebuie mai întâi să sparg una de asta, nu? Să vedem dacă e adevărat. Să punem asta ca să nu se ducă în lavă, în caz de lavă jos. Și hai să vedem dacă îndeplinim acel advancement. Yay! Bun, 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 bun. Deci am mai completat încă unul. Ia să vedem. Deci două pe ziua de azi. Sigur îl facem și pe a treia și pe a patrulea. Bun, deci acum hai să strângem. Probabil o să stăm în seara asta pe undeva pe aici, într-o mică... Pentru că n-am pat. Sau mergem și ne plimbăm prin... prin întuneric. Că trebuie să omorâm și niște monștri totuși, că n-am făcut asta până acum, așa că... Totul are un început, nu? Și acum luăm și ultima bucată de obsidian. Și am cam terminat și cu asta. Pot să și eu. Așa, bun. Și eu că am venit seara, nu glumă, am pus aici niște torțe să nu se spawneze lângă mine. Hai să le luăm înapoi că, na, ce să caut aici lângă lavă. Și acum să vină cineva la mine să omor un monstru, după să barez puțin o lovitură de schelet. Și chiar aș vrea și niște string. Nu mi-ar strica niște string. Oare să mai omor niște oi? Și așa că sunt destul aici. Gen să am un second bed. Da, why not. Plus că mai luăm și niște mâncare. Uitați-l pe fratele meu. Stai mai întâi să te omor pe tine. Vine puțin. Ia vine și dă aici. Bun, mersi. Ai fost foarte de ajutor. Știam că o să dai din nou. Vă cunosc eu pe voi. Pac! Deja două dintr-o lovitură, cred. Dacă nu mă înșel. Ia să mă uit. Deci am completat 1, 2, 3 pe ziua de azi, nu? Ba nu, 1, 2, 3, 4. Aș vrea să completez măcar vreo 5, sper, nu știu. Oare să mergem spre casă sau să mai explorăm puțin? Nu, hai să dormim și să mai explorăm. Ba nu, am zis că vreau să găsesc niște spider pentru string. Dar știți cum e la un început de mapă nouă? Dificultatea de pe mapă este foarte, foarte scăzută. Și nu apar foarte mulți monștri, după cum se vede. Deci e cam goală mapa, momentan. Adică cu cât cresc zilele, gen dacă ne uităm aici pe F3, scrie acolo Day 6 și dificultatea 1,56. Deci e destul de slabă dificultatea. Bine, dacă pun pe hard, cred că crește, cred, habar n-am. Ce e acolo? Căluți! Oho, avem cai. Facem un screenshot. Să știm unde găsim niște cai în caz de o să vrem mai încolo. Pe bune, chiar niciun monstru? Măcar bine că am dat peste scheletul ăla.
Am dat peste câini care omorau săracile oi. Să vedem dacă putem să facem un câine. Alo, alo? Tu o să fii Wilson! Yay! Perfect! Wilson is back, bitches! Perfect! Și avem și un animal de companie. Opa, mi s-a blocat. Așa. Perfect! Deci avem și un câine. Ha, e, ceva, un monstru. Cineva? Nu? Nimeni? Am schimbat dificultatea pe hard și da, aparent au crescut și dificultatea în partea cealaltă. Adică acolo la F3. Și au apărut și monștri în sfârșit și fix doi spider ce aveam nevoie. Ușor. Să nu spui că am dat în câine. Vină puțin. Așa, eu cresc cu coada înapoi. Perfect. Ah, ne-ar mai trebui încă un... Ne-ar mai trebui încă un string. Încă o bucată de ață. Sper că câinile nu se ducea la creeper, nu? Așa, bun, primul creeper explodat. Bravo. Mi-e lene să fac aici la loc. Și așa că nu o să trec pe aici. Bun. Și cu toate că când am luat animalul, câinele meu drag, am făcut și best friends forever. Deci încă un advancement. Bun, de acum vine ziua și uite-mi cu un zombie. Ia să vedem. Perfect. Ce voiam eu să văd? Perfect. Putem să facem un arc. Asta voiam eu. Bine că nu te-ai băgat, Wilson. Deci, când mă duc și mă bat cu... Păi încă... ok. Când mă duc și mă bat cu monștri, tu să stai aici, ai înțeles? Adică să faci așa. Bun. Momentan ești nou aici, în familia noastră, așa că... Da, te înțeleg. Bun. Ești foarte de ajutor. Mă aperi foarte mult. Bun, hai să mergem acasă. Uite încă un schelet. Hai să-l batem dacă reușim. Dacă reușim, dacă nu, mergem acasă. Să-i dau una. Perfect. Bun, haideți acasă. Și mi-am găsit și casa. Oh my god. O săritură excepțională din partea lui Colpir. Ați văzut aia? Exact, vedete splash la apă. Aia a fost fix asta. Bun. Și am ajuns acasă și să mâncăm și chestia asta, care chiar nu-i bună pentru noi, dar mai completăm niște chestii. Bun. Auleu, câte chestii am aici. Am colectat și flocirele puțin. Să avem acolo. În caz de vrem să colorăm ceva la un moment dat. Și să ne organizăm. Să plantăm puțin sugarcane aici, că o să avem nevoie de el la greu. Așa că să fie aici dita mai ferma. Punem și aici, și aici. Am făcut un arc. Și ce am mai făcut? A, da, și undița. Să mai pescuim așa puțin, să vedem. Ia să pescuim acum, să vedem ce noroc avem. Poate ne cade o carte șmecheră. Ia să vedem. Avem noroc sau nu avem noroc? Și după asta aș vrea să iau acele două vaci și să începem o mică fermă afară aici. Ia, vine peștele, vine peștele. Ok, un pește simplu. Să zicem că n-avem noroc. Bun, deci am mers încolo când am mers la explorat și am găsit o câmpie. Și acolo în câmpia aia sigur o să găsesc. Sigur. Sigur, poate, nu știu, sper. Am să găsesc un village. Un village mi-ar trebui, nu glumă. O să mai pescuiesc eu, cred că în timpul liber. Poate dau peste o ceva. Ia să punem noi ceva la făcut totuși. Poate dau peste o carte de aia șmecheră. Un mending ar fi fain. Ar fi fain. Bun, hai să punem la făcut niște chestii. Cred că aici ne trebuie doi cărbune. Aici îl punem pe ștucul ăsta. Și după punem și carnea. Acum trebuie să păstrăm Rotten Flesh-ul. Am mâncat unul. Perfect, deci nu mai trebuie să mănânc. Trebuie să mănânc și un ochi de paianjen. Trebuie să mănânc mult mai multe chestii. Da, o să păstrăm Rotten Flesh-ul pentru domnul Wilson. Poate găsim și un name tag sau de la... Da, așa se chema, nu?
Ar fi prea bine. Să mâncăm și un pește de ăsta. Adică am mâncat un pește de celălalt. Știți voi cum arăta. Ăla portocaliu, mă rog. Și dacă îl mănânc pe ăsta, e diferit față de... Gen, sunt 36 de alimente pe care pot să le mănânc, chiar dacă-s bune sau nu. Deci cred că era bun și cealaltă. Și e bun și peștele astea, să vă spun. Doamne, dar ce mă complic. Bun, hai să vedem ce facem mai departe. Mă gândesc unde să pun portalul. Mă gândesc să-l pun aici, dar... A, perfect, încă două. Așa. Două, de fapt, îmi trebuia doar una. Mă gândesc să-l pun aici, dar faza e că eu vreau să extind locul ăsta și nu știu dacă e o idee bună. Așa că... A, da, și voiam să mai fac și asta. A, da, îmi trebuie o carte. Fuck! Bun. Deci, l-aș pune undeva pe aici, dar... Nu, cred că am să-i fac o cameră specială aici, puțin mai sus și aia e. Pentru că nu știu dacă o să fac o mină mai sus de partea asta. Adică mai jos de... Mai sus, da. Mai sus de partea asta. Bun, hai să-i fac o mică cameră și aia e. Schimbăm locul. Ups. Tot timpul pățesc asta când pornesc filmarea. Bun. Deci, să fie aici. Aia e. Probabil o să schimbăm locul lui, dar momentan ăsta e un loc bun, pentru că nu vreau să-l pun la suprafață, pentru că o să aud tot timpul sunetul ăla de portal și e enervant. Bun, hai să facem, să intrăm acum oare? Sau ba da? Nu știu, mă mai gândesc. Voiam să mai fac ceva totuși înainte de astea, pentru că practic am completat încă... Nu? N-am completat? Păi trebuia să completăm, nu? A, da. Deci trebuie să intrăm în Nether. Și ce să mai fac eu așa? Auleu, să vindecăm un zombie villager. Ok. Mi-amintesc de chestia asta. Hai să intrăm. Not so good. Direct on fire. Deci nu-i bine. Trebuie să protejăm locul ăsta, că nici nu știți când apare un ghast și distruge portalul și na. Deci hai să facem locul ăsta puțin mai frumos. De fapt, nu cred că vreau să mă ocup fix acum de chestia asta, dar pot să o fac și când nu vă uitați la mine, că sunt timid și nu vreau. Bun, hai să luăm niște quartz. Poate deblocăm niște chestii, nu? Sau nu? Dar știu că primim aici de XP pentru quartz prea bine o dăm. Da. Pare destul de ok, dar probabil o să căutăm mai multe chestii în Nether în alt episod. Momentan e doar așa, am vrut să fie un nou advancement de la. Deci să vedem. Oricum, la sfârșit vă zic exact câte am făcut în total. Bun, hai să mai mâncăm ceva, că văd că m-a distrus tare acel foc. Pur și simplu am mers prin foc. Ca nebună. Hei, de ce am lăsat ușa deschisă? Nu-i frumos. Bun, am lăsat aici ca să luăm niște vaci, să punem aici, dar nu crește uitul ăsta ca să pot să le atrag. Deci, trebuie să mai așteptăm puțin. Mamă, dacă ce dezordonat sunt. Promit că în episodul viitor o să fie totul ordonat. Hai să facem o carte ca să putem să facem și enchanting table-ul ăla. Eu zic că progresăm. Deci cât trebuia vreo 3 de astea, da? Unde e a treilea? Uite acolo. Perfect. O luăm acum, facem o carte și facem enchanting table. Ok. Bun, deci în acest episod am completat 1, 2, 3, 4, 5 advancement-uri de pe partea aceasta. Aici am completat al 6-lea, al 7-lea și al 8-lea din Nether, care am deblocat acum. Și am citit așa puțin ce avem aici de făcut și asta mi se pare cea mai grea chestie. Trebuie să luăm un ghast, să-l trecem prin portal în Overworld și după să-l omorâm. Ceea ce o să fie aproape imposibil. Cum o să fac eu asta? Deci, o să fie greu.
Da, pentru asta jucăm această serie, încercând să facem chestii mai imposibile, așa, nu? Bun, și acum pentru sfârșit, vreau să mai completez încă un advancement. Cred că am zis advancement în loc de achievement acum de cel puțin încă 100 de ori. Dar asta este, v-ați obișnuit cu mine. Și sper că vă place seria. Noi încheiem acest episod. Acum eu caut ceva ca să trag cu arcul în el, să mai completez încă ceva. Și da, dacă vă place, nu uitați să lăsați un like, să dați subscribe și să activați acel mic clopoțel care... Aici m-a speriat de tâmpitul ăsta mic. Și să activați acel clopoțel care vă amintește când pun episoade noi. Bun. I guess o mers și cu chestia asta. Îmi pare rău, ai, n-am vrut să te omor. Pur și simplu am vrut să deblochez chestia aia. Ok, la revedere!